mergem la altă cazare, camera de 6 euro. Asta a fost cu un mare dulap plus baie. Și aer condiționat. Nu vreau nimeni să-l mănânce. Ne provizionăm cu ananas. 3 ananas, 1 dolar. Ce e interesant aici, că afacerile sunt de familie și copiii tot timpul stau cu părinții. Acum tiran. Thanks. One life permit. Ne-am instalat în altă cameră, la alt etaj, unde am fost prima oară. Cât a venit? 8 euro, nu? 17 dolari pentru două nopți. Stăm fix lângă magazinul de muzică. Yamaha EOS. Ce propuite sunt săracele frapuțe. Japoneze. Casio, direct. Yamaha. Ne-a prins ca un magnet acest oraș Siem Reap și pentru asta am mai rămas două nopți în acest loc. Azi am avut o zi totală de toloneală. N-am mai făcut de mult luxul ăsta. Am ajuns la palate. Hai să vedem cât ar costa un meniu la palate. La palate 8,50 dolari, deci nu este foarte mult. 7 dolari, 8 dolari. Niște creveți prăjiți cu sos Mill Thousand Island și cartofi prăjiți. Și locul o lată luxury. Ideea e că se poate mânca și în locuri mega luxury cu 10 dolari de persoană. Wow, ce mașină! L-am oprit pe acest cetățean cu porumb. How much one? Hai să vedem. Să vedem cât costă. Cred că e corect. Două miuțe. Două miuțe, unul. Luăm doi? Doi. Asta e mișto, că poți să mergi pe stradă și vezi un motociclist cu o mare afacere, mobilă. Îi faci cu mâna, îl oprești și ți-ai luat ce vrei tu. De exemplu, acest cetățean vinde porumb. Porumb și floricele, nu? Da. Acolo. Un porumb 50 de cenți. Mulți din acești oameni au afacere de familie, adică atât bărbatul, cât și femeia, cât și copiii muncesc la afacerea lor. Stau toată ziua, iar atunci când este cald, îl scot un hamac, îl pun între doi pomi și trag un pui de somn. După care, seara, ies și continuă munca. Se pune la șosea, pune meniul în față, în spate se lucrează, au ingredientele, au tot ce le trebuie ca să-ți prepare meniul pe care ți-l alegi. Au și măsuțe unde se poate sta. Măsuțele sunt super mici, cu scaunelele astea foarte micuțe, dar până la urmă te obișnuiești să stai la ele. Fructe de mare. De asta am încercat și noi, ciupercuțele. De aici îți alegi ce vrei să mănânci, se pune pe grătar și la masă se servește. Lada frigorifică cu băuturile reci. O
Oferta nu e prea diversificată, la orice meniu este orezul nelipsit. E sau... bine, poți să mai ții astea, fai Morning Glory pe care ții tu. Da, sau legume fără orez. Dar majoritatea cam au orez. Da, uite și creveți fără orez, 3 dolari. Creveți fără orez, am vântat, creveți fără orez. Sau ăștia sunt fierți și aia sunt la grătar, grill. Lângă sunt freșurile. Nu prea e combinație cu freșul pentru că îți bagă foarte mult, îți bagă foarte multă gheață. Ne-am luat și noi într-o zi unul. Nu prea a meritat. Nu prea a meritat. Mai bine mănânci direct cu fructe. Bine, dacă îți place să bei apă cu gheață și cu puțin gust de fruct, e ok. Dacă un dolar, prețul pe care îl dai pe shake, îți iei coconatul. Și mănânci și pulpa, bei și coconatul întreg. Cei drept sunt foarte ieftine, un dolar, un dolar. Mandalar, sar! Mandalar! Prima oară am crezut că fac mișto când vorbesc așa, dar de fapt așa vorbesc toți cu tonul ăsta. Sar, sar, mandalar! Nu am dat de la ceva? Hai, mai uite, poate cine știe, găsi ceva. Ne-am așezat la măsuțele piticilor, am luat un meniu, astea sunt prețurile. Poți să ții începând de la un dolar, fried rice with egg, orez cu ou, cam așa arată, sau cu orez cu usturoi, am mai văzut, tot așa, vegetables, fried bok choy, e foarte bun. L-am încercat aseară. Pune și caju. Caju și sos de scoici, fish sauce. Faza e că nimeni din acest meniu nu prea depășește 3 dolari. E foarte ieftin. Afacerea de familie unde toată lumea bucătărește. Orez cu usturoi și orez cu fructe de mare, cu creveți. Avem și o supică din partea casei. Și ce e foarte ciudat e că mâncarea e puțin cam dulce. După cum se poate observa în coșulețul de condimente de la masă, în loc de sare, e zahăr, piper, ardei iuți, sper să nu fie dulce ăștia. O masă pentru 2,50 dolari. Pe telefon. Da, e cam trist că copiii muncesc de la vârsta asta. Foarte mulți copii care n-au împlinit nici 10 ani, poate. Dar așa era și în Africa. Trestia de zahăr. Combinată cu gheață. Jumate trestie, jumate gheață. Pește uscat. Cârnăciori. Cineva se relaxează. Luăm busul spre Battambang sau Battambang. 3 ore. Battambang. Ceva cu bonguri. Am luat plicul cu biletele spre Battambang. Am vrut să dăm skip la această destinație, dar până la urmă ne-am hotărât și am zis hai să mergem, că oricum e în drum și facem traseul pe altă parte. Ca să nu ne mai întoarcem în capitală. Ca să nu ne mai întoarcem în capitală, dar cred că tot o să ne întoarcem, că n-avem încotro să mergem mai departe. Red Bull la sticlă, 45 de cenți. Vitamine. Am intrat și în supermarket să ne luăm ceva de băut. Ceva sărat.
Am găsit un mega tricou. Green, green. Green. Hai gris. Am găsit un mare tricou cu $4. M-a fascinat tricoul ăsta.